Unele le-am adus acum, restul sunt de mult aici, de exemplu Churchill acum l-am adus, mi-a donat, mi-a dorit colegii. Aici sunt biografiile la mai mulți oameni celebri, este o serie de cărți care se numește Genii Vlasti, eu le-am citit pe toate, și pe Roosevelt, și pe Stalin, și pe Charles de Gaulle, și Mao Zedong, și Bismarck, foarte interesant, Churchill și așa mai departe, niște cărți foarte bune care recomand să le găsiți, să le citiți. Aici sunt cărțile pe care mi le-a dăruit German Greff încă până la mandatul de președinte. Este vorba de Biblioteca Sberbanca și sunt cărți foarte, foarte interesante. Încă, de exemplu, Bratstvo Semiei, da? Sau Lider Bez Titula. Foarte interesantă. Eu o bună parte din ele le-am citit. Asta e așa numită Biblioteca Sberbanca. Aici, apropo, în spate, am niște cărți de lui Nicolae Starikov. Este un prieten de-al meu, un cunoscut publicist rus. Pe care Igor Nicolaevich Dodonat, автора с глубоким уважением. По foarte bună carte, Ненависть se numește. Aici sunt niște cărți de-al Robert Green, cred că mare majoritate le-au. Apropo, o carte bună, 48 Закона власти. Eu am citit-o 5-6-7 ori, dacă nu mai multe ori. Și vă recomand, adică un lucru tare bun. Закон номер 2. Не доверяй друзьям безгранично, научись использовать врагов. Если у вас нет врагов, найдите способ ими обзавестись. Sau încă закон интересант, să vă citesc. Закон 22. Используй тактику капитуляции. Сделайте капитуляции инструментов борьбы со своим оппонентом. Recomand inclusiv și noului președinte să citească carte. E o carte destul de bună. Dacă cineva dorește, pot apropo unele cărți să le dau să citiți.